Bun găsit, dragii mei! Tot din categoria conservelor de iarnă, vom face astăzi o salată de crudități cu țelină și morcovi, ideală pentru friptură și pentru mâncărurile grase. Această rețetă o fac de mai bine de 20 de ani și este o adevărată delicatese pe masa de sărbători. Pentru această rețetă, avem nevoie de următoarele ingrediente. 1 kg de gogoșari și 1 kg de ardei grași cântăriți fără coș și fără semințe, 1 kg de morcovi curățați de coajă, 1 kg de țelină curățată de coajă, 300 de grame de zahăr, 150 de grame de sare grunjoasă neiodată, 750 de ml de oțet de 9 grade, 250 de ml de ulei de floarea soarelui și 1 kg de conopidă cântărită fără cotor. Acestea sunt toate ingredientele de care avem nevoie, așa că haide să ne apucăm de treabă. Vom începe cu conopida, o desfacem în buchețele mici și o punem într-un bol cu apă rece. Morcovul curățat de coajă îl vom da prin răzătoarea mică. După ce spălăm ardeii cu apă rece, înlăturăm cotoarele și semințele. Este foarte important să folosiți legume de calitate. Dacă aveți posibilitatea, cumpărați-le de la țăran. Ardeii curățați îi vom tăia fâșiuțe lungi de 2-3 cm lungime. Am lăsat la urmă țelina ca să nu se oxideze și să-și schimbe culoarea. După ce o curățăm de coajă, o spălăm cu apă rece și o dăm prin răzătoarea mică. Următorul pas este să punem toate legumele într-un vas încăpător. Conopida nu o vom adăuga acum, o vom lăsa într-un vas separat. Adăugăm și zahărul, sarea grunjoasă neiodată, uleiul de floarea soarelui sau de măsline și oțetul de 9 grade. Amestecăm cu o lingură de lemn toate ingredientele și acoperim ligheanul cu folie de plastic. Vom pune vasul la rece în cămară sau în frigider pentru minim 12 ore. Ne-a mai rămas conopida, pe care am pus-o în apă rece. După ce aruncăm apa, o acoperim cu folie de plastic. O vom pune la rece, la fel ca și pe celelalte legume. A doua zi, vom scoate legumele de la frigider. Eu le-am avut la rece pentru aproximativ 16 ore și uitați-vă cât de mult lichid și-a lăsat. Adăugăm și conopida și amestecăm bine. Acum vom pune salata în borcane sterilizate. Presionăm încet cu o lingură ca să scoatem aerul din borcan. Lichidul rămas îl vom împărți la fiecare borcan în parte. Acoperim borcanele cu capace sterilizate și le strângem cât de bine putem. Vom pune salata la rece în beci
și o putem servi după aproximativ o lună. Dragii mei, sper că v-a plăcut rețeta și sper să o încercați și voi. Vă pup și vă aștept cu drag și la următoarele rețete. La revedere!